Bine v-am regăsit! Mediul economic este marcat de incertitudine, lovit în același timp de impactul COVID-19. Lumea s-a găsit în fața unui semafor pe care l-am prins fie pe culoarea roșie unii, alții pe galben și puțin pe verde. Deși este greu de estimat cum se vor transforma afacerile în următoarea perioadă, este important să avem ipoteze de lucru pe baza cărora să creăm planul de acțiune imediată și prin care să recâștigăm încrederea în potențialul afacerii noastre din partea partenerilor, angajaților, clienților, furnizorilor și finanțatorilor noștri. Preluând ideea din introducere, am realizat o serie de mini-analize numite generic semaforul economic pe circa 60 de industrii pe care le vom discuta începând cu episoadele viitoare. Ele au rolul să determine antreprenorii la a lua acum măsuri. Punctul de pornire în realizarea planului de acțiune îl reprezintă analiza propriei companii, pe care am numit-o o minimă autoanaliză folosind 5 seturi de întrebări. Primul set se referă la tipologia clienților. Vom avea aceeași clientelă dinaintea crizei și după ieșirea din criză? Clienții pe care avem în prezent pot fi păstrați în aceeași formă sau nevoile și prioritățile bugetelor lor s-au modificat? Putem să fim parte din soluțiile de care ei au nevoie acum? Pe baza competențelor și resurselor noastre, ce clienți putem deservi în acest moment într-o altă formă decât o făceam până în prezent? Al doilea set de întrebări se referă la tipologia afacerii noastre. Mai este justificată existența business-ului în actuala formă? Cum îmi pot redefini misiunea companiei pentru a răspunde nevoilor curente ale clienților? Care sunt noile soluții pe care le putem oferi problemelor din prezent? Care sunt noile servicii pe care le putem lansa rapid și care pot genera încasări în prezent? Al treilea set de întrebări se referă la deciziile imediate pe care trebuie să le luăm pentru supraviețuire. Care sunt primele acțiuni de întreprins pe termen scurt pentru a merge înainte? Ce încasări putem obține mai repede? Ce cheltuieli putem amâna sau tăia? Ce resurse putem mobiliza în proiecte noi? Care sunt direcțiile imediate de exploatat cu potențial de încasare? Al patrulea set de întrebări se referă la cum va arăta reluarea activității pentru compania noastră și pentru cele cu care colaborăm. Cum va fi revenirea de la boxe? Care va fi structura afacerilor în acel moment? Cum va arăta mediul concurențial direct? Cum se vor reorganiza companiile cu care colaborăm? Care sunt nevoile noi pentru care alte companii vor avea nevoie de ajutor extern în acest nou context? Al cincilea set de întrebări se referă la starea partenerilor noștri, salariații, furnizorii, finanțatorii, managementul și așa mai departe. Care sunt problemele cu care se confruntă în prezent? Care sunt temerile lor pentru viitor? Cu ce îi putem ajuta pentru a merge împreună mai departe? Cum putem colabora pentru a ne crește șansele supraviețuirii economice? Răspunsurile acestor întrebări reprezintă baza pentru pasul 2, respectiv crearea unui plan de acțiune pentru următoarele săptămâni și luni. Nu trebuie să ezităm începerea lucrurilor la plan doar pentru că răspunsurile nu sunt perfecte sau permanente. Trăim într-o perioadă în care datele problemei se schimbă de la o zi la alta. Important este să avem un plan, să începem să-l punem în practică imediat și apoi vom ajusta pe parcurs unde se va dovedi necesar. Și să fim optimiști, drobul de sare din poveste știm cât rău poate face. Ne oprim aici pentru astăzi. Săptămâna viitoare revenim cu detalii privind semaforul economic. Până atunci ne găsiți pe Facebook sau în aplicația mobilă Adrian Vascu din Google Play și Apple Store. Vă doresc multă sănătate și spor la muncă!